Sala de spectacole a Casei Tineretului din municipiu a devenit pentru câteva ore locul în care s-au aflat cei care acum privesc în urmă cu sentimentul că munca lor de la catedră de zeci de ani nu a fost în zadar. Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți, în parteneriat cu Primăria Municipiului Drobeta Turnul Severin, au inițiat acest proiect care a avut ca finalitate decernarea diplomelor de merit pentru întreaga carieră didactică pentru mai bine de 200 de profesori mehedințeni pensionați. Momentul festiv de astăzi a început cu intonarea imnului național al României. Invitat circa 200 de dascăli pensionari. Ne-am gândit să profităm de această zi importantă pentru noi toți românii, astfel încât să aducem la cunoștință tuturor importanța acestor oameni minunați care și-au pus amprenta asupra noastră a tuturor. Am primit diplome, va fi un moment festiv, ce se va întâmpla? Exact, am pregătit un eveniment cultural-artistic, vor fi cu toții premiați, o diplomă de excelență am pregătit pentru fiecare participant și un mic dar din partea noastră a reprezentanților Inspectoratului Școlar. Prezent la eveniment, viceprimarul Marius Creciu a ținut la rândul său să le transmită seniorilor mehedințeni un mesaj de mulțumire pentru întreaga carieră didactică și pentru faptul că prin activitatea lor au dat societății oameni de bază. Sperăm că acest gest făcut astăzi, într-o zi deosebită pentru noi ca români, pentru noi ca țară, să fie permanentizat an de an, să vă văd cât mai mulți în fiecare an, atât din municipiu cât și din județ. Avem în continuare nevoie de dumneavoastră, atât noi, cât poate și nepoții dumneavoastră. Aveți încă ce să ne învățați, aveți ce să ne învățați și pe ei. Este un gest frumos, un gest în care ne aducem aminte de cei care de-a lungul vremii ne-au călăuzit pașii, ne-au ajutat în ceea ce am dorit să ajungem în viață și eu cred că merită tot respectul nostru. Organizatorii evenimentului au dorit ca momentul festiv de astăzi să coincidă cu sărbătoarea Zilei Naționale a României, marcată în fiecare an pe 1 decembrie. Cred că s-a dorit ca să dea o mai mare greutate a evenimentului respectiv și pentru noi, cei care suntem pensionari, și astăzi poate că mulți dintre noi n-ar fi ieșit din casă. Dar cu ocazia acestei manifestații, cu ocazia acestei întâlniri, este foarte bine. Chiar am văzut mulți pensionari din județ prezenți, care având acest prilej de a se întâlni, și-au exprimat multe gânduri bune și a cinstit ideea evenimentului. Televiziunea Tele2 Drobeta a fost partenerul media al acestui eveniment.